Prieteni, atenție! Podcastul dat poate conține limbaj necenzurat. Eu nu vreau să impun nimănui nici o părere. Tot ce discut aici cu invitația este strict subiectiv și pentru a noștri. Decizia de a privi interviurile date vă aparțin vouă. Sunteți maturi. Da? Asumați-vă asta. Hai, let's go! Așa e formatul. Bun, hai să nu ne ascundem după deget. Formatul a fost copiat. Și nu nimeni nu-l privește. Persoana cu care poți face dragoste. Blitz! <laughs> Miniat sau anal? Cuneamu. Ah, gata, 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 gata. Las ăsta. Ai voie să vorbești, drăguț. Asta e, Asta e condiționat, înțelegi? Apropo, Uh, interviurile date se filmează în studioul din Academie V. Asta e o universitate online pe care o dezvoltă alături de o echipă din zeci oameni. Vă imaginați? Așa că dacă sunt oameni interesați de marketing, promovare online, social media, cum să faci bani din copywriting, cum să faci bani promovând alte afaceri online, pe Facebook, pe Instagram, da? Aveți în descriere link-ul și câteva oferte tare interesante. înscrieți vă eu pun mâna în foc pentru cursurile date. Asta s-a așa sexy? Da, noi de ne înregistrăm și cred podcastul eu să început, așa că... Foc! Da... Cristina Purice. Uuuu! Vlai, like ei spui și niște aplaudismente de cele... Tipa, multă lume o cunoaște. Multă lume, not fake. Nu, dar dacă sinceră, păi... Ăsta e... În premieră, în premieră, uh -huh. Cristina Purice, da. fondatoarea Unu Noaptea. Cel mai popular proiect de interviuri din Moldova. Ana Tulgara m contrazice? Nu, hai, Ana Tulgara exagerează o leacă cu superlativele astea pentru că e s-a închis, adică faptul că s-a închis, de mă spune că nu e cel mai bun. Dar eu spun că Dorin Galben e mai bun. De ce? Că are mai mulți fani. Și asta este un termen care indică succesul unui proiect? Da, asta indică termenul banilor, el își monetizează. Nu da. crezi? Nu crezi? Da, da el sigur a spus asta probabil și la un eveniment sau un interviu cu Roman Burla, că el a spus că el ia vreo o mie de dolari, dacă nu greșesc pe lună din, din YouTube strict din monetizarea YouTube. Da, da. Bine, dar poate eu am exagerat un pic cifrele, că nu, știu, dar undeva am auzit că eu spunea. Nu, eu price-urile le-am și și eu știu că gen un product placement el dintr-un interviu poți monetizează, cred că în jur de 5 600 de euro din diferite product placement-uri. Tip și a gen dacă le mixează. Intuiesc eu, eu aproximativ dar tu cum monetizezi? <laughs> eu nu fac proiect pentru bani. <laughs> mm -hmm. Da, eu fac pentru suflet. Mm -hmm. Nu monetizez încă, pentru că în 2 ani de când proiectul este live, cifrele noastre nu sunt atât de mari ca la Dorin Galben. Bine, pe TikTok este destul de mare, aș spune eu, pentru Moldova. Monetizarea vine doar din YouTube la moment. Și asta înseamnă undeva la... <laughs> 70 de dolari pe lună. Sper să vedem și TikTok-ul. Hai. Noapte. asta și... ah, asta a sunat la mine. Să închipă și da. sunetul. A, nu nic nici strașnic. 140 de mii 140 de... Mii de follower. Da. Și cele mai populare videouri au câte 800.000 de mii de Da. Și cum vreți, de ce prinde canalul ăsta? Pentru că e content care este relevant pentru un public larg și mulți oameni se identifică cu gândurile care sunt pus acolo, plus un pic de muzică dramatică pe fundal. Și când stai seara, singur, te pui pe TikTok și te uiți un pic și starea ta nu-i tare vesel. Te identifici cu un gând de acolo și îți place. Dar bun, eu, eu exagerez acum că sunt gânduri diferite. Când saturi de galben, tuis la unul noapte. alt. așa de nu? Da, dar și nu mă dorim. Galben Moldova, deși ne-l-am luat numai pe dans. Este șoc media. Pentru că el e cel mai popular. Și nu este? Șoc de. Asta și? Asta e portal despre showbiz, cam așa. Șoc media. Pe YouTube? Este și pe YouTube, da. Recent am văzut că eu a apărut un interviu cu Cristina Miron. Taip, nes tai yra populiariai. Taip, ir aš nežinau apie jį, dėl to, kad yra nė kiek. Bet, ką, ir projektą, žanafą, Radi, Dorin, Galdin, mes esame la noi. Yra Dojana Chiriescu, fačia interviu, o kiek? Ką man sako, vienas ar du? Neredaktat. Neredaktat, su Radiika. Nu, lau, 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 la, 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 cu lumină, cu studio, o, foarte, foarte scump production. Dar la VIP magazin ei au tot un podcast, sincer cu tine, cu Zina Vivo. Și încă cine mai avut interviuri și și canale de interviu sunt în general. Ele erau mai multe, nu? Mm. Mă și eu. Ne, ne pare numai nu știu. Știi care e fătări? ideea? Că eu, de exemplu, la interviurile Moldovenești, practic, nu mă uit. Și de aici îmi vine întrebarea, dar deși eu nu mă uit la interviurile Moldovenești? Tu deși nu te uiți sau te uiți la anumite interviuri? Eu mă uit practic la toate care apar. Pentru că mie mi-e interesant să văd formatul. Dacă am rămas încă la stilul de TV, unde punem întrebări politicele corect, ca să nu nu știu, să nu intrăm prea în detalii sau să nu afectăm cumva cu o anumită întrebare, adică intervievatorii noștri sunt strict taxați pe întrebări standard. Da? Uh -huh. De asta... Ca de exemplu? Nu știu. Dacă e să observi un pic la... Dorin Galben, bun, acum mai evoluat puțin, dar înainte era strict întrebare după întrebare care era scris în telefon, adică nu este o dezbatere și, -și încerc eu să fac cu invitații mei la una noaptea, chiar dacă asta nu se vede în produs final, e o dezbatere în care noi pur și simplu, și eu dau exemple din viața mea, după asta omul comentează într-un fel anumit și iată de aici se pornește un gând mult mai abordat cumva de mai mulți puncte de vedere. Dar când e strict întrebare, răspuns, întrebare, răspuns, oamenii nu prea au dorința asta de a se deschide. Și de asta și mă uit, să văd care sunt interviurile care cumva au evoluat din punctul ăsta de vedere. Bun, da? și ai observat ce au evoluat, ce e că este. A, e că nu de mult am văzut Titania, eu pe noi teatru este. <laughs> Tania. Titania. și uh, Artur Gură, că am îndoiesc la Burlaca de la Points, Point, Creator Point, mă tinc, dacă nu greșesc. Eu ador interviurile Titaniei, pentru că Titania este o o intervievatoare foarte bună. Dar cum? Ok, asta e alea. Dar cu prin și cum e? Și înseamnă intervievator bun? Intervievator care, iarăși, nu se ține șablonat de aceleași întrebări pe care și le-au scris în telefon de acasă. De atât el a auzit că omul a povestit o situație, că să intervină cu o glumă sau cu cumva o să mai dă un comentariu sau iată iarăși o să aduc în, în direcția ei. Și să vede omul care este citit omul care a mai văzut, nu știu, filme la viața lui, a mai citit în alte părți ceva, mm -hmm. și iată gândurile sale și modul lui de a pune întrebările, cumva pentru că el înțelege cum dialogul ăsta poate să evolueze. El nu se încadrează în, într-un singur tablou da, de Moldova 1. Dar toate interviurile au doi oameni, deși tu ai preferat să te scoți tine. Pentru că interviul nu e despre mine. Nu vreau să să fur atenția omului. Să nu se pierdă în pauza asta din ce tine? întrebare. Aș spune că mi-e rușine de mine. Dar așa e formatul. Bun, hai să nu ne ascundem după deget. Formatul a fost copiat. Pot spune asta, Vadim. Vadim este producătorul proiectului UnuNaptea. Pe rază ești. <laughs> spune <laughs> Nu, spun, nu spunem asta. Nu, dar tu de mai spus, dar nu se editează nică aici. Ce ți pare că stai unul noapte să <coughs> aș Nișoale cu țâcă? Nișoale cu țâcă. Înțeles, no pressure. Eu credeam că nu este. Este montat și eu îți pot relaxat pe parcursul întregului interviu, pentru că la urmă eu spun că și asta nu-mi place, și asta nu-mi place. La mine s-a grozit, e ca Google chrome Nu voi vă rădeți de mine de Chrome. Pe că eu special, așa spun. Da, mm -hmm. special într eu... L-am, restartat. Dar faptul că tu ai spus, nu, care, care producător din mine? Eu, pur și simplu, ajut la câțiva mai mult poate an, anumite invitați să aduc și gata. Dar ideea e care? Deci am întrebat despre faptul că vii tu în interviu, în general tu un video sau nu apar, pentru că eu am avut discuții cu unii invitați care intenționat o zis că, păi, aș veni dacă aș discuta cu intervievatorul direct. Și asta ar fi gen mediatizat așa cu echi distant. Sunt, oameni care ori nu înțeleg formatul dat, ori nu îl găsesc cumva uh, interesant. Da, așa. De aici vreau să scot de la tine argumentele și să le spui tu și oamenilor care ne privesc, să le spui Gen, care sunt beneficiile majore pe care anume tu le vezi în așa format și deși tu te identifici cu formatul ăsta? Asta e ideea. Nu bun, una e să nu furi atenție, eu sunt stare solidar cu asta. Gen, eu sunt pream foarte solidar cu internetul, eu e ca noi cursuri facem și apropo statistic vorbind, omul dedică atenția omul într-un articol. Oricare articol îl deschide, el să-l citească, el dedică 4 secunde la 100 de cuvinte. O sută de cuvinte, patru secunde. Imaginează-ți acolo cum trebuie să scrii ca să scoți informații de bază înainte. Și de aici eu înțeleg tare bine. Ori dă deodată clar, ori nu dă deloc. Asta e, e, pro tare puternic. În momentul în care, de exemplu, n-am nimic contra lui Galben, dar uh, momentele în care el pune întrebările, pentru mine, de exemplu, nu sunt, nu sunt interesante. Eu, eu m-am uitat mai la interviuri de lui, Sergiu Voloc l-am văzut, cu Dima Cubrecov și am mai văzut cu cineva un interviu, cred că. Eu am și momentul ăsta când mi se creează o anumită stare, o anumită reacție negativă față de intervievator. O Invitatul... Lui... Dar cum crezi, de unde e vine? Hmm. Nu știu, știi cum este chestia asta de atunci când întâlnim un om, creierul nostru automat îl încadrează la una din trei categorii. Asta e persoana, asta e prieten, dușman sau persoana cu care poți face dragoste. Gen partener viață, <gână> automat. Asta e prima reacție a creierului bun pentru că poți să discuți cu omul ăsta și mai departe să-ți schimbi atitudinea, asta e altă chestie, <gână> da? față de intervievator cum cumva e aceeași chestie, doar sunt de multe ori interviuri la care tu te și tu nu înțelegi, deși ți-i omul ăsta dar el ție nu-ți place tu te și ți nu-ți place nu-ți place maniera lui de a se exprima, maniera lui de a pune întrebări, maniera lui de a sta pe maniera în care respiră, nu știu, ori și sunt chestii de astea, dar interviul pe general este unul bun <gână> Și eu am vrut să exclud chestia asta. Plus că la, la noi la 1 noapte foarte mult în filmările au loc două ore. Uh -huh. din care pe YouTube ajung 40 de minute. Îți dai seama când în spate rămâne 40 care tot... că cât tu le tai până la 20 oameni și e... sărmoane. <laughs> depinde, depinde. Când sunt... Deși să lăsăm uh, și... Plus că îi dau voie oamenilor, eu așa și le spun. Nu mi dai răspuns imediat pentru că asta stai la montaj. Dacă tu vrei să-ți iei timp să-ți formulezi un răspuns mai bun, take your time. Și oamenii stau și cumva sunt mai relaxați că nu trebuie instant să dai răspunsurile așa cum la acest podcast de asta și nu este atât de popular ca unul noapte. Ia tebe a vtrițat <laughs> Știi pentru ce? Pentru că eu pot să-mi permit clickbait, dar tu nu. Clickbait asta e ușor. Nu, asta nu i ușor, asta e, așa cum trebuie. Mult fac clickbait. E oaia. Clickbait-ul, el trebuie să aibă sens. Dacă nu are sens, da, sunt de acord. Acolo unde ți-i spune cum, gen, clic aici pe link și află cum fi pentru primii zeci care fac milionul în Moldova și tu dai click și acolo că ca e că, da, sunt de acord. Nu, a tot așa, că tu scoți frazele din context. Și ce? Dar contextul rămâne, adică omul care de fapt se interesează, îl duci să vede tot contextul. Adică eu nu îl ascund contextul. El este. Pur și simplu în alt canal. De atâta... Da, tu spui oamenilor că e în alt canal. Da? și care întreabă, da. Eu mă conduc strict după principiul de AIDA din marketing. Există patru etape. Awareness, interest, desire și action. Nu cum pot eu să îl împing uh, podcastul meu la oameni care nu știu, de exemplu, deloc sau, sau nu sunt interesați de subiect. Și atunci tu folosești anumite clickbait și faci awareness-ul ăsta de 150.000 de views pe TikTok, știi? Mm -hmm. Și ei înceapă a comenta, din, din context acolo, și apoi înceapă a apare oameni. Băi, dar și invitatul ăsta, dar cum găsesc eu podcastul ăsta? Și eu le dau link-ul și îi duc în YouTube și privesc. Și uite așa, gen, transformă, awareness-ul separat, inter separat și desire separat, știi? Eu așa folosesc. Și atunci asta are logică. Nu mă stric dacă are logică. Dacă nu are logică, da. Câteodată și mai greșesc. Câteodată exagerez cu titluri. Nu dau, faci intenționat. Și da? radiu experimenta. Da. Nu ne-a plăcut că eu acum ultimul, eu de la ultimul podcast, am tăiat uh, TikTok-urile lui One în 24 de videouri scurte. Mm -hmm. Și ce am făcut? Tot principiul de la unul noapte l-am aplicat. Unul după altul pe TikTok și unul după altul pe Stories cu link către YouTube. Stories și Facebook am eu personal. Și atât din trei platforme am început să trag traficul. De eu am observat că asta fac mai mult. Și oricum um... Iată, asta tot e unul din avantajele formatului 1 noapte. Care? Faptul că e omul în prim plan și se vede că e filmat, și se vede că e filmat scump, cumva, că lumina e pusă bine pe fundal negru și așa mai departe. Dar omul se uită strict la bucata asta, o bucată de muzică pe fundal. Uh -huh. Și asta generează mult mai mult engagement și, mult mai multe share-uri. Decât o bucată de podcast pe care tot o acolo și cumva dacă e filmată mai multe camere și imaginea se schimbă, da, dar dacă nu, de exemplu, eu m-am uitat și la bucățile Titaniei de pe, de pe, TikTok. Ei mm -hmm. nu prind cumva în... A fost acolo unul cu vreo 800 de mii unde se discută despre sex, mă și relațiile, trebuie femeie sau nu trebuie, doare cap, ceva de genul ăsta, eu nu mai țin minte, dar a fost unul care a pușcat puternic la Titanic. Mm -hmm. Pentru mine contează mult și vizualul să fii bun și au sunetul să fie ok și așa mai departe. Uite, platformele au specific de consum. Uh -huh. Asta e încă un lucru care tare multul lume nu îl înțelege. Uh -huh. Când merge să promoveze pe social media. Lor le pare că o imagine trebuie distribuită pistități sau un conținut trebuie integral pistități tot așa. Specificul de comportament în YouTube omul intenționat caută și el e legat să dedice 10, 15, 20 de minute. Chiar o oră, da? Să privească ceva. El e gata să dedice, e conștient. Pe TikTok tu cu un video de 5 minute nu îl tragi pe eu. El ți-a dat swipe și gata, l-ai pierdut, înțelegi? De algoritmul vede că la tine video este lung și nimeni nu îl prevește, înseamnă că tu nu ești interesant și el deodată te astupă că volumul de informații e tare mare. Atunci specificul la TikTok este aici, acum, deodată, instant, maxim 15 secunde, 20, 30 maxim, cred că. Asta strică cu oamenii pe și pe celelalte platforme. Pe YouTube exact așa devine comportamentul. Skip, 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 un di esu ta kola, bukata, šia, un di evo, varbėti apie xi va, farti, uh -huh. clickbait, man. Šia, gata, šia, išeit. Ši, šia, praplau, mulțumim pentru Kind, Eugen Lucianiuk, <laughs> kad jis man pasakė, spunimu, rezumatu, spunimu, minutėle aste, kai tau vėl striktų video, lašiu, kad tsi, kad esi apie šitą subjektinę kalbą, šia, un di eye, man jau švaru, šia, tai yra, 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 tai, tai yra, tai yra, tai, 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 De video. Asta nu e la scroll numai ușor. Eu, de exemplu, la scroll, asta e pentru user experience la oameni, dar iarăși, la, la cum ai noștri scriu chestiile astea, eu e... nu e ce Nu, n-a fi gaz, le pui. Ori le pui clar, când subiectele reale sunt tare segmentate și scrii în, în, verb și substantiv, pentru că inițierea proceselor antreprenoriale în sectorul gen ceva, păi asta nu spune nimic, înțelegi? Mm -hmm. nu, el e vag formulat adică el pe mine nu mă ajută să înțeleg și subiectul ăsta și atunci eu dacă văd formulate rău titlurile astea eu nu mă uit la interviu și atunci uite cât de mult contează descrierea asta pe YouTube mm -hmm. dar el ajută la SEO adică în momentul în care tu scrii pe Google, să zicem cine spune un invitat la unul noapte, cine mm. Oricare spune. Metro rău. El nu s-a indexat, cred. Încă nu Gabi Hadiev. Hai. Gabriela Hadiev. Unu noapte. Uh -huh. Și iată aici, uite, te vezi. Cred că Vlaico like o să arăte și pe, și pe ecran. Uite cum stai, vezi titlurile, se indexează SEO și atunci la tine, practic, tu când faci bucățele astea din interviuri, tu nu faci nimic altceva decât atribui fiecarei bucățele în parte cât un titlu separat. Mm -hmm. Și dacă folosești cuvintele cheie potrivite, practic îți transformi un interviu din două ore în vreo cincizeci sau în, 10 și bucățele de video cu titluri separate care pot să indexeze separat. Și tu aduci mai mult trafic direct pe bucățică ca și Deci ca SEO, pe mine mai mult m-ar interesa să folosească asta. Pe tine cred că nu te interesează că tu nu ai site. Dacă în academii cu, de exemplu, video educaționale, de marketing, lecții care vă m-ar interesa anume așa să scriu concret, exact, întrebări, răspunsuri și atunci asta tot tare, tare, tare contribuie la SEO. Vini când spui asta amâia după și eu, asta fac deja de jumătate de ani. Tu ți -nchipai? De asta ești producătorul emisiunii. Nu Yay! mai este, las sarcasmul ăsta. <laughs> las sarcasmul ăsta. <laughs> Scoți acolo pe Facebook. Și scot. Script pseudo-producătorul emisiunii Unu Noapte. Pseudo-producătorul emisiunii. Auzi? Cod marketolog. Cum n-ar și? Dar funcționează tot. Și așa model ca Unu Noapte nimeni că nu-l trage în promovare. Înțelegi sau nu? La ce te refer? Ah, la faptul cum, te, cum, funcționează toate canalele și cum ele aduc trafic pe vizualizări și cum ele se capitalizează în YouTube vizualizările și cum sunt împărțite playlist-urile. Asta tot e simplu, care toată lumea știe, care face interviuri, dar nimeni nu face și nu capitalizează din asta și caută cum să promovează interviurile. Dar nici cum. Pur și simplu este un checklist basic de făcut și, și atâta e tot. Și nimeni nu-l face. Pentru tine el e basic, dar pentru alți oameni nu e neapărat așa de basic. Dacă eu sunt intervievatoare, asta nu înseamnă că eu trebuie să știu că trebuie pe YouTube spun așa sau tai bucățele și să le mai pun și pe alte platforme. Eu am făcut interviu, el vreau ca el să fie privit. Cată. Și eu de asta am producător, că eu vin la el. Nu producător. A tu de ce bin. să aici să-mi citești, nu Că eu vin la tine și vreau să te întreb. <laughs> Vadim, cum putem să fim mai vizibili. Și păi, sunt anumite instrumente de SEO și de marketing. Nu, 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 eu întâi mă uit la conținut. Nu, 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 eu când mă uit la conținut spun, tu pui întreb... greșită întrebare. Nagin, întreabă-te cum să faci interviuri mai interesante. Așa ca tine. Așa ca mine. Da și eu, rău m-am lansat sau și. Ține te pe val că știi cum. Dar de așa e venit în interviu. Clickbait, unul noapte, în premieră. Cristin. Și până pune întrebări mai interesante, că clickbait să rămână numai la Hai nivel să de de la, la asta, cum îi spune? La prajarcă. La vdud, la la urmă, cum acolo se numește chestia asta? Blitz! Blitz! <lip> sau anal? Mama, nu te uita la interviu, e să te rog! 5 4 3 patru, trei, <lip> <doi>. <lip> Uh, Dorim Galbin sau Natalia Morari? Oh, asta e bun. Asta ți-a venit ideea asta sau tu aveai notat? Nu era? mai este, eu improvizez, e prost figen improvizator. Cine? <laughs> Dorin Galbin Ok. Uh -huh. uh, zebra Show sau Zero <gul> 02. <gul> sunt fană numărul 1 Proiectul 02. Nii, de exemplu, zebra mai mult îmi place. Nu, eu știu și Cătălin faci. Cătălin face și pricol content dar eu <gul> so în, în alegi alege totuși zebra. De ce? Bulin, pentru că ei sunt mai, au awareness mai mare. La dâns la dân și umorul are acoperirii mai mari, e mai simplu. Exact. Înțelegi? Ei impactează mai multă lume. Pe mie îmi place umorul mai complicat nu e nimic complicat. acolo ca atare, dar Cătălin este genial în toate rolurile lui. E ceva cu cu... Oh, cum îi zice. Năcealnic Caraula. e e prostă, afigenit. Și grăivnă, Și nu ești tu, vei. Și faci tu pe jizni. Scriu poezii. Scriu poezii. Și Pentru și. Păi și să-i oferi fata asta. Dragostea. Nelica, ești ăsta prost? Nu, ta, dar mă iubește. Păi lăsați-i prosti, astea cu iubire și cu dragoste, cu de-astea, de, mai auzit eu, dar și lucrez tu. Sunt poet. Și e asta. Poet, tată, scrie poezii. Pentru și. <laughs> mai Așa o logică crutaia acolo este. Da, de acord. Dar bani. iarăși, hai să recunoaștem că zebra Uh, aștept cum îi spun lor uh, perechea asta uh, um, cum îi zici lor? Cum e? El e pașa și beton, da? Da, 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 dar care Valea e și mereu? Valea și da. beton. Nu, 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 este Valea și am uitat. Valera. Nu contează. Dar știm -mi place mie, gata, eu dacă am uitat și să pierdem timpul. Corect. Mm -hmm. Și îmi place, place mie că, că eu creat un produs, iată, care îl pot monetiza pentru că perechea asta a lor uh, mm -hmm. e să vinde deja ca produs separat, adică îl poți vinde scenarii separate pentru branduri, da? Și practic, și îmi place mie ăsta Marvel, înțelegi? Moldovenesc. <laughs> 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 și te râzi. Ăsta Marvel moldovenesc. Tu creez o istorie din publicități pentru alte branduri. Tu, tu, dacă ai să ai un șir, e un locul la zebra și așa, așa aș publica top 10 și spoturi comerciale cu istoria la aște doi. Înțelegi? Deci se creează, care se creează o linie comună între toate publicitățile. Și, practic, vezi viața la un cuplu care e destul de basic și cu care se identifică mulți, știi? Mm -hmm. Asta e pricolă. Dar 0-2... Um, - Pau, aš tau pasakysiu. - Taip, lažiai rodai - tu, personažai e... - visai rodai - varoniai -- sprognešti - aфиgenai. - Hai, tornfai, nuž. <laughs> - Kuni jie - golo - stovų - pat - tai - žinai, varoniai - e ---- tai - prikolni e --- labai - bun. - Ai, stai - duodon -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Eu e că de la dâns am aflat despre dânsa. Și e că așa noi am intrat în bloc listul lui Dorin Galben. Nu cred. <laughs> nu cred. Dar l blocat pe Cătălin. Pentru ce? Pentru nepoliticos. Da. De asta nu e ok. Și eu spus că asta să dă pare judecată. Okay? Nu ți i spare ok gen de cum să dai înjudicat păi, pentru umor? dacă omul nu înțelege nivelul ăsta de umor, despre ce noi vorbim. Eu nu cred că nu înțelege. Poate mai este ceva la mijloc și nu înțelegem sau nu știm noi. Cătălina, este... eu vreau să-i furi prietenul la în <laughs> Spune sincer. O să vedem. Spune sincer la Sincer cu tine podcast pentru cine ai zis tu acolo? E gratuit, le facem publicitate la toată lumea. Nu mai facem noi o publicitate. Eu vreau asta să spun că asta e nice. Noi trebuie să ne promovăm reciproc, Vadim. Iată, m-am uitat azi la un interviu al lui Dorin Galben cu Iuhtig din Zebra Show. Mm -hmm. Am văzut că nu ești tare popular și la unul din podcasturile, nu, unicul cu podcast mai desfășurat cu tine, mai toată lumea știe că e lui Titania, dar spune la podcastul lui Titania cu tine. Mm -hmm. De, ce, de ce să nu facem chestia asta? Pentru că trebuie bani. Banii la tăi trebuie, da suflet. E, oh. <laughs> De că vezi, eu asta în stai și îți cum pe TikTok a asta. Nu la TikTok, te gândești la vizualizare. De trei zile stă numai în TikTok. Sigur. Este un cântic de trei zile pe Facebook. <laughs> nu, toată ziua pe Facebook. Mm -hmm. Eu mai nea. Eu stă pun la alarmă. Îndrebunie. Uite chestia. Chestia e că să dai sursele are rost. Îți de acord cu asta. Dar noi în Moldova mulți oameni să tem de legislație și de vorba satului. Eu m-am confruntat cu asta și m-am confruntat că eu am avut nu de mult cursuri la școala de jurnalism, da? Uh -huh. Și eu vorbeam acolo cu uh, cursanței, da, cu uh, unii erau reporteri, alții nu, alții învățau numai să scrie, jurnaliști, zic, nu reporteri, jurnaliști. Și le-am pus o întrebare, zic, pe păi, de ce? uite te acum recent, săptămâna trecută, un, un vin moldovenesc a câștigat, uh, o câștigat o Medalii... pentru cel mai bun vin roșu din lume. Da. Care e vinul ăsta? Nu știu. Eu Vezi? am căutat. Știu că e de Vezi? la porcari. Apo... Care idee Că titlurile știrilor să citească de 5 ori mai mult decât conținutul știrilor. și care nu fac știri, eu nu cred că nu, nu, știu asta. Și atunci, deși să nu pui tu denumirea vinului chiar în titlu, că eu vreau să știu vinul, eu, eu ia că am rămas știi cu și informații. Un vin din Moldova o câștigat, dar care vinul? Eu n-am argument, înțelegi? Și eu mă duc acolo și scriu o companie din Moldova și dau denumirea vinului, dar, dar, nici măcar nu e evidențiată, nici măcar nu e bolduită, nu e nică. Deci respect față de cititor nu e. Exact. Și tu când dai, de exemplu, trec trei ani, eu student sau alt student, scrie pe Google campioane sau ce vinuri moldovenești au câștigat premiul sau sunt renumite mondial, de exemplu. Și nu găsești nici o pleașă în google ăsta moldovenesc că ei scriu în titluri, o companie sau un vin moldovenesc a câștigat. Eu ți mai să ți spun, eu nici măcar în știri n-am găsit denumirea vinului. Nici eu măcar. Eu tot apropo, în au fost unele știri unde n-am văzut. Și ea că noi am câștigat ceva, dar și, și, nimeni nu știe. Și de nici din asta, presa, pentru că grește, prea preie unul de la altul, e că așa știrile, nici nu verific sursele, că habar n-am. Ori a fost plătită chestia asta de PR, apropo pot și de PR care au comandat, intenționat, au comandat așa articole fără a menționa. Asta tot poate să se întâmple. Mm, da. Poate să se întâmple multe lucruri la nivel de PR. Dar eu, iarăși, mă rog, ideea e că Asta e fix ceea ce ai spus tu, deși să nu spui sursa, că te-am văzut în podcastul Titanii. Da, exact. Și dacă mie ne-a plăcut podcastul Titanii sau podcastul lui Dorin Galben, eu n am nișo, nișo clip de ezitare ca să le dau share. Spun oameni buni, uite, de exemplu, interviul interviu cu Emilian Creața lui Titanii mi-a plăcut enorm, enorm de mult. Te-ai uitat la el? Da. De? E da? Eu da, foarte bun și de asta aș spun că mi îmi place de Titania ca intervievatoare. Eu nici la Dragoș, la Titania nu m-am uitat, el dacă să aud el. <laughs> el să citească morale. Cum tu nu te dar? Nu e nici că el a spus acolo, că e cel mai bun interviu. Da? Da, dar... Tu te răzbuneam pe dânsă, da? Da. Lasă, Dragoș. <laughs> roata vieții se întoarce. Bun, ideea e că, uite la noi mulți calculează toate nebuniile astea în funcție de... Nu, hai să analizăm un pic. Dorin Galben are, spre exemplu, câți faine are? Vreo 200.000 de abonați, cred că trebuie să aibă. Fii Înțeleg? Tu? Nu, da. Videourile lui în mediu adună 2-300.000 de views. Uh -huh. Câte un, cât un interviu. Mediu. Sunt și excepții. Sunt excepții care eu peste jumătate nu știu dacă are jumătate de milion cu lilu, poate au luat la dânsul. Nu știu, și sunt care până într-o sută de mii eu, da? Media e 250-300, poate mai mare, în mm -hmm. fine. Și atât, uite, el atrage atenția și el publică, dacă nu greșesc, fiecare duminică, așa Da. Și el atrage atenția la 300 de mii de oameni moldoveni în fiecare duminică, știi? Dar Titania, media de vizualizări la interviurile ei, vreo șapte mii. Așa. 10.000 poate. Uh -huh. Eu cred că ultimele interviuri au scăzut media tare. Adică acum crețul iar și crescut media înapoi. Dar eu am avut un șir de interviuri care erau 5-6-7, 5-6-7 și aveai de genul ăsta. Și acum în momentul în care faci o mențiune Dorin galben, o dată, două, trei, dar de unde se informează el? El adică tot din alte interviuri, interviovători, și se informează unul de la altul, Nu. Da. Dar voi unul cu altul grăiesc în general sau nu mă pur și simplu vă uitați la produsele voastre? De ce să vorbim? Eu sunt curios, pur și simplu. Mm, nu, eu în general să introvert eu când <laughs> Dar și zici vă de făcut un offline? Ar fi tare, ca. Da? Da, da, da. Păi de Să vedem. Pentru că ea cu, cu Titania, noi când ne-am văzut atunci la evenimentul lui Dragoș, noi am în e chestii tare interesante. Credem că numai eu stau și mă chinui și mă produktus ir jie monties ir vėl remonties. Taip. Tai ne ta 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 Mm -mm. nu? nu no. dar și, și părerea ai tu, tu ai, tu ai urmărit stand-up să discutăm o cu stand-up-ul lui Dragoș vă dar nu numai lui Dragoș tot fluxul ăsta tot um, mișcarea asta de umoriști din ultimii trei ani din Moldova care se întâmplă Mișcarea asta e de mai mult timp, ea nu este din ultimii trei ani. Pur și simplu ea mai e mai datorită Instagramului și faptul că noi suntem în contact direct și cu Dragoș și cu alți oameni care ies pe scenă. Noi știm mai mult despre stand-up. Dar stand-up-ul era. era. Clar, eu zic de Chișinău. Nu, faptul că acolo no, erau câțiva unii care apăreau, inclusiv și Andrei Bolocan, asta e clar. Andrei Bolocan avea concert de este solnic, nu? De stand-up. Le-au avut el mai, mai de mult și mai multe. Eu știu un băiat de la Endava care nu ne spune că el face stand-up în Chișinău. Gen să duc și la open mic-uri în Chișinău și asta era vreo șase ani în urmă. A, mai era, da, 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 mai era un club, un da. De club da, era da, un fel da, de, da, din da, Chișinău. Da, 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 da. Exact. Era. Dar nu era așa de popular. Uh -huh. Și acolo tot erau scenete din câte De tot felul. Bun, dar nu hai, eu m-am referit special la mișcările astea care se întâmplă, nu și în stand-up. Pentru că ești găștile tinere, ești acum se contrează un pic, să mișcă piața. Știi? Eu în generă sunt pentru, pentru orice formă de conținut, oriunde, oricând, mereu. Oamenii la noi, îți spunem și ți, e foarte simplu să te faci văzut și auzit în Moldova, pentru că e destul să ieși la câteva evenimente gen open mic de la Dragoș, te pune pe TikTok și să te viralizezi și deja de pe pagina de Instagram să începi să crezi conținut sau un podcast pe YouTube sau orice. Încearcă în America să faci chestia asta. E imposibil. Tu acolo șansa ta ca tu să fii vizibil, asta e unul la un milion. Nu, acolo tu trebuie să plătești anumite influență ca să te ajute să faci pușul ăsta, Da. Plata nu este mică și în America să fie gata să dai 20-30 de mii de dolari pentru a fi mai vizibil. Eu cred că sunt. În America, în primul rând, sunt multi business și mulți oameni care fac peste un milion anual. Sunt foarte mulți. Deci e altă piață. Hai să vorbim despre a noastră. Dar deși dar crezi că nu se popularizează și nu se de mulți oameni populari în Moldova. Eu am genul, eu observ o problemă mare, dar e interesant acum părerea ta. De că deși aparent am avea multe talente în Chișinău, dar ce? să privim noi în weekend ce conținut, să, să mă uit la și la A revenirea Nataliei Morari sau la și să mă uit. La Netflix trebuie să te uiți pentru că tu la content mă devine n să te uiți. Că eu când pun interviurile la Dorin Galben, spui că eu mă duc de acasă. Da, eu așa spun. De ce tu așa spui? De ce nu că eu nu vreau să mă uit la ele. Nu vreau. Păi de ce? Nu vreau să mă Înțelegi, la mine mintea e setată pe lucru și eu, în general, îmi -mi place și mintea limpede să fie. Eu nu zic că nu m-aș uita, mă, adică în momentul în care fac research sau în, în momentul în care am scop anumit, fără scop eu nu pot să mă uit la conținut. Uh -huh. Înțelegi? Asta e problema. Nu că nu vreau ceva anumit, să mă uit, dar eu, fără scop, nu vreau să mă uit. Eu mă uit la videouri cu scop. Dacă mănânc, ne-am pus ceva, tutoriale de marketing, de antreprenoriat, eu cu scop mă informez. Fără scop nu pot. Și mm -hmm. scop, probabil, poate doar umor, mă aș E uh, special de pe Netflix sau special-urile rusești, alu papereci, nici tot așa. Și ești fanul halasteac? Nu mai este. și nu sunt fanul Nu, în fine, e. dar revenind la întrebarea ta, deși oamenii de la noi de Moldova nu fac uh, conținut? Mhm. Mm Îți și le -rușeni. Cum tu asta ai observat? De unde tu ai că tot cum ai răspuns tezis, nu ca nurlan, în urlan, <laughs> în știu Acum da facem, să trecem prin tăți să și vedem și spune, deși leniș, și te-ai confruntat tu, ea că în creare de conținut. Asta ocupă foarte mult timp. Asta ocupă montajul pentru interviul de YouTube, asta două zile. Caută invitat, adul, Um, tai bucățele pentru Instagram, ceva nu merge, nu îți și pe drepturi de copyright. Una după alta așa vin. Plus că tot din asta nu faci bani. Eu dacă nu aș avea încă un job, eu nu aș putea să îndreț în proiectul unul noapte și pe mine să mă întrețin. în... Dar de ce asta nu aduce bani? Asta mie nu mi-a aduce bani, dar eu sigur că doringau Galben stă bine în Bersie. Sau Bun. sau și are Dacă, integrare de produs. Trebuie să răscolim un pic. Da, În primul rând, tu ai zis și frică, da? Da. Și apoi zis că nu aduci și bani și trebuie să mult timp și resurse într-o oarecare măsură. Pur și simplu, eu știu și partea asta de marketing și știu atitudinea afacerilor față de toate chestiile astea. Așa În mare parte. Uh, și ne ar interesant să răscolească că tu practic ai început cu proiectul tu necunoscând marketing, Da. Practic, tu ai cunoscut lumea asta din altă perspectivă. Eu nici nu cred că o cunosc, Vadimiu. Pur și simplu fac, cum spun mulți, ceea ce îți place și se va primi perfect. Pentru că tu faci și ce îți place. Eu pur și simplu așa de mult conținut consum pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube și așa mai departe, că eu deja știu cum asta. Unu, trebuie să arate și doi, vreau să arăt. Atât. Dacă este regulă că trebuie să postez anume la unu mea, ca să ai mai mult trafic, eu așa și ceva nu fac. Și eu asta nu fac. Asta fac. Asta să în pieți foarte mari, în primul rând. Sau oamenii care se ocupă mai mult de partea tehnică decât partea de conținut. Și eu mă uit, și a doua parte cu li frică ce să spună, asta eu mă refer la Instagram, da? La, uh -huh, la stories, de ce oamenii stem să iasă în stories? Eu am văzut asta des la Gabi când e faci Q&A-uri și oamenii o întreabă, cum ai trecut peste uh, rucine de a face stories sau cum ai început să faci chestia asta? Și, și eu înțeleg că sunt mulți oameni din ăștia care tare, tare, tare vor să înceapă, dar ei ceva au un blocaj acolo, ca să-i comentez colegii de la lucru, că managerul sui, ce a să și să-l afară, că a să-l iei neserios familia și așa mai departe. Dar chiar și eu, eu dacă filmează două, trei story și îl întreb pe Mihai, frate meu, cum, e ok? Și el zice, da, pentru și asta vrei să postezi? Și eu, ca nu mai postez, chiar și mă, da, pentru și asta eu postez. Dar când intru în Instagram, ei, e tare interesant să văd ce a făcut Gabi sau ce a făcut Ruxi sau ce a făcut Dina Înțelegi? Adică, reșind din ceea ce ai spus tu, în primul rând, dacă vrei să faci stories, trebuie să răspunzi la întrebarea de ce. The why reason. De uh -huh. ce vreau să public stories, da? Da. Adică, să clarific un pic. Da, dar nu știu dacă neapărat vreau să mă uit mereu la oameni care fac storiul ăsta cu un, cu un, motiv. Eu mă uit la Irina din Cluj, cu Nu mereu au un sens. Da, trebuie să arătăm neapărat profilul ei. Irina, eu sunt cea mai mare fană a ta. A ta și a proiectului 02. Uh, Story-urile ei nu neapărat au, părat, au uh, un scop. Sunt și cu scop, dar sunt momente în care e pur și simplu arată viața ei de acasă, cu Alex, cu Poca, cu gătit, cu citit, cu... Da, de da, asta e site-ul ei. Da, eu știu că asta e site-ul ei. Pur și simplu, la mine, din browser, instagram nu se deschide. Am înțeles. Da, asta e site-ul ei. Ok. Și iată, eu, eu intru ca să mă uit la omul ăsta și să mă relaxez. E vedeam că e, nu se păstează mereu, că se enervează sau că aruncă sau nu știu și acolo și se mai întâmplă în viața de zi cu zi, dar când este un moment drăguț, fain, eu o să păstez asta și eu o să mă uit și eu o să, o să râd sau o să zâmbesc și cumva iată eu trecut momentul ăsta în care m-am uitat. Și... Dacă nu este un de ce, eu tot mă gândesc la întrebarea asta, uite, sunt oameni care fac stories -uri. dacă nu este de ce un scop în stories, înseamnă că de cele mai multe ori scopul este în sine să atrage atenție. Adică omul vrea să atragă prin ceva atenție. Sau își acoperă un... Sau asta e divertisment pentru dânsul hobby. Așa. Și e și foarte rar se întâmplă. A pe ea că eu numai așa oamenii urmăresc. Da, dar gen, înțelegi că asta, asta mă că e și ei mai tru linie de influență, da. care e strict ca hobby și strict, ă, dar integrează și publicitatea în seriile astea de comunicare. da, dar nu contează subtil. Publicitatea nu trebuie să fie subtilă. Publicitatea trebuie să fie relevantă. Genută, publicitatea, scopul ei este să atragă atenția să și să convertească omul în bani. Foarte bine un cuvânt relevant. Da, da, e relevantă trebuie să fie. Subtilă faptul ăsta că hai să o ascundem noi cu alte cuvinte, dar pe aia funcționează. Tu deja băzi distrugi mesajele publicitare când vrei să le adaptezi. Trebuie și directă, dar relevantă. Și sunt de trușne, apoi sunt de care își acoperă o deficiență de atenție, care vor tare atenție, puternică. Pur și simplu am câte un exemplu pentru fiecare. Hai, pentru ea asta cu atenție și ne ai. Nicol Trifan. Da, dar și cu dânsa. Eu nu urmăresc de mult timp, tot de la care am aflat de ea, dar eu, e o fată foarte frumoasă, foarte frumoasă. Ea lucrează tare mult la fizicul ei și evident că toate istoriurile despre sală și mâncat sănătos și așa mai departe. 133 de milioane de followeri? De mii, care milioane. A, mii, da. da. Asta e cotul, da, da? Da, da, e fata uh -huh. din Chișinău. Uh -huh. A, de eu deja... sunt fără de cul. Da, da, da. Ok. Da, și e gen faci asta pentru zici, pentru frumusețe, uh, gen frumusețe pentru frumusețe, da? Tot mm -hmm. așa, da, într-un fel, da, spui. Da, da. Ok, am înțeles. Nu, cel puțin eu cred că eu știu... Mult mai mulți oameni din ăștia, eu tot pe Instagram, eu practic nu consum stories pe Instagram. Eu n-am și consuma, eu, tot iarăși cu scop. Iată, sunt oameni din anumiți, eu cu scop mă uit, când iau anumite lansări, eu analizez stories-urile. Băi, lansarea asta s-a întâmplat cât durează o săptămână, cât stories-au publicat luni, marți, miercuri, eu calculez asta. Eu vreau să înțeleg schema din spatele la stories, din spatele poveștii. Stories-ul ăsta mm -hmm. storytelling. Bun. Și a treia linie de istorie, cred că de istorie smaker, este cu un scop anumit, comercială la Aici vin experții, marketerii, consultanții, frizerii, tot ce de expertiză și de liber profesioniști, înțelegi? E că ei au în gen scopul și deja afacerile care tot au scop. Și scopul în mare parte se divulgă, divizează în comunicare de imagine și comunicare de produs, mm -hmm. de brand și de produs. Mm -hmm. E că dacă le mixez mereu, atunci publicitatea se primește, tot se primește. Da, la noi nu că lene. Din partea comercială care am observat tu ai spus că din partea oamenilor tu vezi ori lene, ori frică, da? Mm -hmm. Frica în partea comercială, din partea asta tot este a managerului care e responsabil de accounturi. Frica este de a nu publica ceva mai, cumva... Scandalos? Dar nu că scandalos aș spune, dar hai să, hai să fim uh, pur și simplu direct și spunem că în, în internetul moldovenesc lipsește sinceritate. și tare lipsește sinceritate. Eu nu zic de sinceritatea aia care e dusă în extrema epataj, în extrema de scandal, mm -hmm. și nici de asta care hai să ne ascundem. Adică lipsesc răspunsuri sincere, foarte greu găsești oameni care vorbesc sincer și deschis. Da, da, da. Înțelegi? Și atunci ca să fii sincer cu clienții, trebuie să asume anumite limite de gândire și de empatie și de inteligență emoțională și, în partea comercială nu se preobservă. E să pierde undeva prin procese comerciale, procese de aprobare, marketerul spune nu că cum ați gândească lumea, asta spune da și la nu, asta nu și cumva hop, hop, hop și s-a pierdut toată ideea și storiezul la urmă iese sau postarea iese, văpșenia nimic. Și s-a da. cheltuit o groază de postări, de resurse și ne ea ce am că Și asta e ideea. Dar mai este încă o chestie. Este nu înțelegi cum trebuie să comunici cu oameni. Nu-i frică, dar pur și simplu nu înțelegi ce trebuie să faci. Și faci și stories cu cumpără, 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 cumpără. Asta nu-i comunicare. asta mm -hmm. e strict. Gen, asta-i asta totul e la tură de scopul, dar-i dus în extrem asta când numai asta-și fac. Uitați, asta e cumva gen asta, cam așa, cred că și clasificare interesantă sunt să primit la noi. O, da. Mie tare îmi place cum românii au început, de câți ani au început să apară fenomenul ăsta în care brandurile mari încep să comentează fani la anumite postări sau să facă între ele de ziua Sfântului în Valentin, da? Uh -huh, uh -huh. McDonald's, Asta KFC. se întâmplă în momentul în care o agenție preia mai multe branduri din astea în gestiune și asta se fac de către marketeri din interior agenției sau când sunt prieteni mai multe agenții care au acces la mai multe branduri și atunci ei se înțeleg, tot asta fac aprobă și fac. Dar uh -huh. nu se întâmplă de la sine. Eu cred că chiar și postarea aia din Cluj, care e cu apartamentul. A, păi. Da, deci ea are tot traiectoria de viralizare organică, curată. Da. Și asta e frumos, e că cu așa fenomene social media e prostă și carne, înțelegi? E o, -o să vezi cum asta tot se întâmplă. Și se întâmplă destul de rar la noi, la oamenii care suntem așa din chir. În Moldova mă refer. Dar, totodată, eu, ca om care tot mă ocup cu toate chestiile astea, eu înțeleg că asta poți și planificat. Și planificat de regulă, eu asta și în cursuri anumite spune, că de concursuri. Păi, tu trebuie să te asiguri că postarea ta o să o comentez în măcar 10 branduri populare. Și atunci, înainte de a lansa postarea asta, eu m-aș înțelege cu mai mulți oameni care ar interveni în primele trei ori și ar face și comentariile este, și ar declanșa fenomenul ăsta, înțelegi? Dar mm -hmm. oamenii nu pot să, să preiei un anumit tip de comportament până ei nu, nu văd precedentul. -le lor le trebuie precedente, ca de 7 aprilie când s-a distrus tot Acolo a fost precedentul, au fost oameni care au inițiat tot și atunci masele s-au declanșat, înțelegi? Exact așa și în postările astea sau în așa chestii, tot așa suntem. Nu? Înseamnă că asta trebuie să... Dar eu pot să greșesc, asta putea să fie chiar pur și simplu organic. Da, evident, lasă-ne nouă copiilor naive acest vis frumos în care brandurile pur și simplu au niște marketeri și geniali. Da? <laughs> tu ai fost aproape vreodată niște bugete și ceva sau acțiuni? Careva acțiuni pe social media să le aprobi la branduri mari? Ți se pare că omul și ala din spatele lui așa e instant cumva decizia, hai să comentez? Mai ales la branduri mari, mari, care au imagine și care un comentariu levi poate să afecteze, efectiv poate să afecteze prețurile la bursă de valori, la acțiuni. Înțelegi? Uh -huh. Adică nu știu dacă asta ar putea gen așa să fie chiar într atât de organic tot. Good point. Da, da, știu că... Dar asta numai Elon Musk poate și să asume asta. <laughs> Pentru că el ești fondatorul. Dar dacă ar fi cineva care scrie <laughs> din numele lui Elon Musk, cred că asta ar trebui să treacă prin aprobarea lui. Așa și se întâmplă cu de exemplu, cu corporațiile, da? având experiența lucrului în corporații, până și angajații, ei nu au voie să șeruiască noutăți, știri sau să comenteze denigratoriul la adresa companiei. Respectiv, oamenii de acolo de marketing îi închipă și -s de stresat când vine vorba de a scrie o știre sau a un articol. nemai mai vorbim de hai să comentăm de numele corporației noastre sub o postare despre IT. Eu numai pentru cerința asta în contract, când am voie să vorbesc despre brandul la care lucrez, apas și triplu salariu. Intenționat. Ai voie să vorbești, drăguț. Asta e, Oleg. Asta e condiționat, înțelegi? Plătiți-mă trei ori mai mult, dacă vreți, anume drăguț vorbesc cu voi, despre voi. Înțelegi sau nu? Pentru că asta, uite, da să sunt o perspectiva. Eu nu zic că eu am dreptate, dar perspectiva e tare simplă. Ei închid gura, ei încalcă, e dreptul la liberă exprimare prin semnarea contractului ăsta. Înțelegi sau nu? Da. Ești de acord cu asta? De că dacă eu Când calcă dreptul la liberă care... exprimare, da, dar hai și ne-o judeca cu așa o corporație. Nu, dar nu o să ne judecăm, nu te angajează, pur și simplu. da, dacă îți trebuie bani. Eu cred că omul care vrea bani, apoi nu trebuie să duc să angajează, trebuie să duc să-i facă. Înțelegi? nou 100 de mii pe TikTok. <laughs> Pricol, <laughs> da, sunt de acord. Asta tot o să trebuiască de și de văzut cum o să pe TikTok. Da, Bun. influencerii din Moldova, pot trăiască numai din banii pe care îi fac pe Instagram? Eu cred că nu. Eu cred că mulți influenceri din Moldova nici nu știu cum să monetizează bine canalele lor. Serios să spun. Ei nu, gen, la noi piața la noi au crescut, iată și îmi place ni de Emilian Crețu, pe dânsul mulți l-au criticat, acazăvăiță, cu toate chestiile astea, cu giveaway-uri. Dar el a făcut un lucru bun, el a, el a format o piață de influencer, știi? Da. E altă problemă că, pe influencer este nu știu cum se dezvolte așa audiență mare. Nu știu, adică tu te-ai băgat în giveaway și ți-ai adus followerii astea și ai publicat că serii o de stories-uri și -a, și au început să-ți dezaboneze de la tine. Că tu n-ai să menții atenția la 100 de mii, eu nu cred că asta e așa de simplu. Nu, no, absolut. Tu știi ce am observat? că să-ți spun o chestie, deși tot spun că o, oh, ia, că el s-a popularizat și s-a schimbat subiectele pentru că gata, nu e, nu mai crețul și -ala cum a fost. De exemplu, dacă vorbim de crețul sau oricare influență, inclusiv dorim galben. Pentru că cu cât e mai mare audiența, cu atât e mai largă la interes. Și dacă tu ai să menții numai un interes, și ai să comunici într-un interes, alții îți dezabonează. Tu trebuie să menții interesul la toți oamenii și atunci trebuie să-ți generalizezi un pic mesajele. Și cu cât mai sus urși în număr de like-uri, în număr de follower, cu atât mai vizionar trebuie să discuți. Nu practic, nu direct. Și să începe a mixa conținutul. Eu asta am observat din dezvoltarea comunității. Când erau strict social media manager și limbajul social media managerilor păi era foarte bine. Început să vină antreprenori, copywriteri, înțelegi? Început să dezvoltă. Cum numai uh, am început, am înțeles că sunt mai multe segmente, sunt copywriteri. Copywriterilor tot le trebuie un conținut de lucru. Ei nu se asamăm și ei lucrează cu texte. a Început public, postări despre texte. O mai venit antreprenori, început public despre antreprenori, început... Și atunci, uh, prima prima, asta, primul sloi de fani, de membri din grupă, să mă am și ce nume. Eu am început super, că eu am început să cedez din limbaj și nu e așa cum era pe timpuri. Dar eu, pur și simplu, am început să experimentez cu dozarea conținutului. Câteodată, de exemplu, dozez mai mult, încep oamenii ăștia să hituiască. Câteodată dau mai mult în coaș și conținut, aici te heituiasc. Dar și el mai bine prind vizionare postările. Mm -hmm. Ele confruntă oamenii și încep a gândi. Da -te -te. Și cu cât da, te-ai explicat vreodată de ce tu... Ce? Nu te-ai schimbat conținutul, da? Spui că la un moment dat o trebuie să generalizezi. Eu nu îl schimb, eu îl fac mai ideologic, eu îl fac mai... În general îl pun... Uh, încerc să pun întrebări care sunt diviziune și de atitudine, dar nu din momente și aspecte practice. Înțelegești? Uh -huh. Pentru că mare problema care am observat-o eu la toți marketeri este că... Of, doamne, nu contează întrebarea. Eu la traininguri mă satur să răspund la întrebarea asta. În minim mă întreabă. câte stories pe zi să fac ca să cresc vizualizările. Băi, nu te gândi la asta. Gândește și, și spui tu în stories și -le. Și deși le faci. Iată, dacă n-ai răspuns la aceste două întrebări, tehnic nu te ajută nimic. Dacă tu publici o postare fix la 11 pentru că la 11 și e audiența maximă. Băi, dacă postarea ta e de rahat, el nu sprinde nici în cel mai maximi moment, înțelegi? <gânt> și asta încerc să... Și eu înțeleg că întrebarea nu e tehnică. Tehnic noi toți știm. Da. Întrebarea de viziune. Întrebarea de ce publici? Ce să publici? Înțelegi? Și asta vorbesc la training de regulă și le explic câteodată când mă aprind, apoi eu uit de program, de tot și încep cu tot să discutăm subiectul ăsta. Da. Da, e ca dacă e ceva super neșat. Nu. Stai, o leacă, nu ne place. Tu bierești verba în interviu, nu că stai, Anăcică. Stai acolo, tu... La următoarele interviuri, unul noapte, dacă vrei, poți să mă inviți. Dar mu răspunde la întrebările mele. Că Când e... sunt compertați. Așa este nota 2. Asta nu se taie. Vedem copii, mi-a să. Deci, întrebarea mai departe despre influență. Eu vreau să ne răscolim aici. U influențării. Așa. Tu ai spus așa. Frica. Lenea. Lenea. Și partea comercială, nu înțelegi вообще sau, da? cu uh -huh. uh, frica managerii. Ce mi-ai ce mi -ai urmărit tu, oamenii? De ce, de ce crezi că lor este frică? Și ce, dacă ai văzut niște cazuri în care te, li s-o primit să depășească frica asta și să crească? De lucru pe mine. Ce fel de product placement? rog, Elinca. <laughs> da. Elinca Gherță este un exemplu clar care o depășit nu știu dacă e frică de a vorbi în fața camerei, dar e un disconfort. Hai să spunem că nu ne-am scot. Pe TikTok, dat. da? Da, sunt uh -huh. video scurte cu răspunsuri la întrebări despre angajare. Uh -huh, uh -huh. Conținut super clar și super util. Scop? Scopul e să atragă oamenii pe platformă. Pe, iată, când, când ai în, în, în răspuns la întrebare de ce fac asta, ap apare și ce să faci. am înțeles. Înțelegi? Da. Ai tutoriale, tu ai, doamne ferește, iei subiectul și începe îl l în bucățele și răspunzi la întrebări. A, înseamnă că majoritatea oamenilor care nu fac uh, Instagram, înseamnă că ei nu au scop. Dacă eu sunt un om neinteresant, uite eu, hai exemplu clar, eu sunt un om care lucrează în sfera IT, am o viață destul de monotonă și neinteresantă, uh -huh. dar eu vreau să fac Instagram, eu am gânduri închegate pe care aș putea să le împart cu oamenii. Cum așa, pur și simplu să mă apuc și să filmez și deși așa, ca în întrebările este în cap. Uh -huh. Pentru și deși și nu pe mine să mă ascult și nu să mă urmărească. Deci nu este un scop clar, este scopul de a crea conținut. Nu, asta nu e scop. Bun, înseamnă că nu mai fac asta. Nu, dar nu există scop să creezi conținut. Cum nu? Dar uite, Gabi, nu. Ah, Gabi fotograf, ok? Deci ea prin faptul că este prezentă pe Instagram și atrage clienți, nu? Tu Crec. poți, de exemplu, prima scop să-l pui așa. Eu vreau să fac conținut, sau eu trebuie să fac conținut, da? Este o întrebare tare simplă, care nu am inclus inclusă și la curs. Eu, de fapt, trebuie să iau bani pentru chestia asta, dar o încep să o dau gratuit la tată. E o lecție care dă o formulă. Eu vreau ca cine să consideră că sunt cum și să facă ce. Iată, trei întrebări la care trebuie să răspunzi. În care cine ăsta e public cu țintă să considere că sunt cum, asta e PR, imaginea în care vrei să o construiești și să facă ce asta e acțiunea finală. Și că ai de răspuns la întrebările astea, tu cumva îți găsești o nișă, cât de cât, da? Eu sunt, eu vreau ca cine? Eu vreau ca miresele care au uh, nuntă în următorul an să considere că sunt cel mai bun fotograf de nunți da. și să comandă la mine cel puțin uh, sau să comande de la mine servicii în valoare cel puțin 100 1.000 de euro. Să spun, că asta e răspunsul. Și de aici să faci toate acțiunile. Pere Și acum tu, ca prim scop, din canalul tău poți face așa. La tine, în canalul Instagram 1 noapte, există aproape 30.000 de mii follower. Prima întrebare ar fi, eu de aici aș începe a capitaliza, să cresc accountul. Cum fac așa, ca imagine de la 1 noapte să mi se transfere și în contul principal? Eu ar trebui să fac anumite șiruri de uh, stories cu invitații din background. Și toți fanii unul noapte, să știi -ți că tot ține din background e numai la tine în canal. În canal oficial nu-i. Uh -huh. Și acolo să știi anumite precoale, anumite sondaje, anumite chestii, pareri de cu privire la experiența de intervievare. Înțelegi? Uh -huh. Mai personal. Și când apare interviu, faci referință la... Am stories-uri, dar în canalul meu și să începe a trage traficul de acolo. Și așa tu primele 5-7 miză și mițele le transferi și după asta începe a dezvolta latura de intervievator. Deși tu faci interviuri și îți place să, să răspunzi la oameni. Cine sunt tăi preferați? Topuri să faci. Mm -hmm. Top 5 interviuri, 1 noapte, a preferate. Oamenii vor asta să știi. Fanii 1 noapte vor asta să știi. Care sunt preferințele tale în interviuri? înțelegi că lor văd, îi văd cifrele, îi văd dat, Datele personale care sunt. și apropo, zis. hai să le divulgăm în premieră la <rătări> acest podcast. Vezi cum eu să improvizez? Eu, eu zna eu știu de Top 5. <rătări> eu video să ăsta să-l pun pe Instagram, poate când vei lăsa montat de două săptămâni, dar eu mă tem. E nini frică să-l pun, eu n-am scop. Ascultă, care sunt top 5 interviuri la 1 noapte? Hai spune. Hai să mă uit un pic. Eu Hai, dar tu după memorie, nu, 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 nu. dar nu după e okay. memorie? Da, e ca așa după feeling. D ai încredere în intuiție, spune, n analiza analizat. Omul și-ai să acolo, analiză șantate, și super, sunt formule este matematic și pe cine pșine nu super Și n-ați bărănească nimic, sincer. Și ai devii și tu în rând cu toți așa care e că ca... Pe nimeni așa ce nu Dragoș, nu precis, eu am înțeles că... Nu. Da. Poate doi, <laughs> dar... Am înțeles. Nu, top 5, hai, te ascultăm. Locul 1 e indubitabil Ruxy Gimp. Da? Da, eu am revăzut interviul recent și eu am râs la el. Mie mi-a creat o emoție, deci asta e... Asta e nice. Ok. okay. A, locul 2. Vrei să pun Vadim Cușner? Nu, no, nu, no, nu, no, no, no. scoate-mă, scoate-mă. Deci. Eu nu cred că E unul din preferatele tale. Hai, eu nu o să le pun după locuri, dar o să spun pur și simplu cinci interviuri care mi-e cel mai tare mi-a plăcut. Bun. Îl interviu cu tine și cu Dragoș și cu Dima, asta e clar. El sunt primele interviuri, ele sunt cele mai crude mm -hmm. și cele mai sincere, dacă pot spun așa. Noi nu știam ce făceam atunci. Noi pur și simplu ne puneam camera și încercam să ne simțim bine în fața ei și erau câteva întrebări mai existențiale, uh -huh. mai, care este sensul vieții. Și rezultatul final e așa de tip, nu știu, că te uiți și zici, wow, e că atunci oamenii ăștia care atunci aveau, erau cu doi ani mai tineri și ieșe din și. Ok, trei, și încă ruxia, 4 și încă măcar unul. Dar nu, nici nu-mi place. Hai ăștia 3 să-i luăm de unul. Bun? Deci unul, troici, ca de la început, doi, ruxi. Ruxie tot cam de la început a fost. Gabi. Gabi care acum nu de mult o apără, da, da, da? Da, Dina. Cine? Dina Zayat. Aha, ok. Ruxi, Dina, Gabi și trei. Hai să considerăm că E, e cu tău, tipa, da? Mhm. -hmm. Eu pur și simplu că în memoria mea nu mai văd careva interviuri acolo. Dă-i eu repede numai. Uite ce aș face și, și, fac și eu. Mm. Uite uh, ce aș face și eu. Public și nu în unul noaptea. Întrebarea. vreți să știți care este topul meu preferat de interviuri de la 1 noaptea? Uh -huh. Vedeți stories pe accountul Cristina Purice. Și bagă în, în accountul Cristina Purice și pune top interviuri. Și câte un stories la fiecare invitat cu tag lui. Și mai fă o dată tag la toți invitații. Pot să dau și dacă ai arhiva cumva salvată, dar din cât știu tu numai, <sus> Cu tăieturi, da? Și deci faci așa, faci anunțul, imaginea și îi pui câte un interacțiune, gen. Chestia și e stragă cu inimioare. La, Întrebare, l-ai astfel... văzut sau nu? Uite, fiecare cum să nu trebuie să aibă element de interacțiune. De ce? Pentru că suntem pe social media. În social media e despre comunicare bilaterală, ping-pong de idei. Dacă tu pui stories și nu jeri de la om interacțiune, apoi ce faci tu? Comunici ca radio? Cu și te deosebești tu de radio sau de televizor? Apoi aici spun că intervine momentul de lene, pentru că e tare greu să duci, dacă, de exemplu, pui secțiune de qa pe eu am uh -huh, făcut uh -huh, asta uh -huh. la una noapte, pui pur și simplu o casetă și pui întrebare oamenilor, la mine, la un public, n-aș spune că mare, 30 de nu e așa de mult și pe atunci erau nici 20 de mii. Uh -huh. Când nu și-a veni răspunsurile, nu știam din care parte să o apuc. Și asta ne iată și mi ocupat, cred că, vreo 5 ore, că eu spun că răspunsurile alea în stories. Păi asta și înseamnă, că acum, când eu aud antreprenorii care răspundă și fac marketere și sau o să mă și și e, că asta și fac. Închipui câte acțiuni, câte le-ai făcut în 5 ceasuri? scoate o imagine, caut-o, transfer transferă exact. filtrul, urc publică, nu? și aici nu? n-am comentat nimic, dar închipăți că sunt oameni care stau încă și comentează chestia asta. A? Ei răspund acolo o întrebare și încă mai dau și comentariul lor. Eu pur și simplu am pus acolo o întrebare, de exemplu. Cum te simți la unul noapte așa acolo și ne vă scrie? Debusolat, trist, m-a părăsit iubită. Și eu pur și simplu punem o imagine drăguță, dar <laughs> volumul a fost așa de mare încât ne-a ocupat vreo 5 ori. Tu n-ai să mă crezi, dar asta e una din cele mai bune metode de a menține publicul loial. O să să faci asta regulat. Și asta e community management. Deci, iată, community management, esența lui este în comunicare cu oamenii. Tu îi întrebi și îi ajut și îi susții. Întrebi, ajut, susții. Întrebi și asta e mereu pasta iarnă face asta. Și atunci oamenii niciodată nu se dezabonează. Da. Și e scena la canalul ăsta și o să aștepte interviuri. Și... Știi de ce? pentru că se simte importanți. Și tu când dai follow cuiva, tu vezi că simți important. Prin conținutul care îl generează afacere, prin ofertele care ți le faci. Dar dacă el te zăpașește la cap, cum? Îi dai unfollow, nu? Mm -hmm. Eu știu da, că tu nu de știu. mult ai dat unfollow la mai mulți instagrameri. Tu vrei să da. îi da. Eu vreau, vreau zăși să oameni și oameni cu cui, cui tu nu i-ai dat, cui tu i -ai dat unfollow acum. Vrei să vorbim despre asta? pot foarte sincer să fiu, că nu am problemă cu chestia asta. În primul rând aș vrea să începem cum tu ai ajuns la ideea că trebuie să dai un follow, deși tu asta ai făcut. Pentru că eu aveam o stare neplăcută, o stare de frustrare constant că ce fac eu cu viața mea și că eu nu reușesc cu oamenii au o viață așa de interesantă și perfectă, dar viața mea e numai despre un job și montaj și dată mai ieși la 530 și să bei un apărou cu prietenii. Asta e tot că oamenii iau, de cât să fac și încă câte vacanță să duc. Pe lângă vacanță, nu știu. Nu știu, că ar pe mine, cred că mai mult vacanțele mă deranjează. dar și sunt și conturi pe care le urmăresc pentru trash. Și eu am înțeles că creierul meu nu mai vrea să consumi atâta trash, pentru că eu mă prindeam la faptul că eu am 5 minute libere între tascuri, eu deschid Instagram-ul și eu mă uit la tot trash-ul ăsta, nici creierul meu nu s-a odihnit, eu m-am umplut, umplut de frustrări și pur și simplu am aruncat în chat cu prietenele mele o istorie mai, mai de ochiat și l-am comentat și nici măcar de acolo nu ne-am umplut cu o chestie pozitivă, deși să mă uit, like asta. N-are hmm, sens. Și atunci am dat un și de o săptămână mă sunt tare dar eu fac chestia asta odată la trei luni. Eu mă amplu -am cu content pentru că ni eu vreau să iau de undeva oamenii pentru interviu cum să iei dacă tu nu-i știi. Și eu, apropo, asta și modul în care eu aleg oamenii pentru interviu, că eu îi urmăresc pe Instagram sau eu îi urmăresc pe Facebook sau eu, eu cumva am auzit ei dintr-un anumit loc. Adică dacă Cristina Purici dă follow cu Ivan, să că asta că per veta proiden. Da. Te pod na da? Da, mm -hmm. da. Ok. Exact. Și aici sunt mulți oameni pe care am luat oameni care făceau story-uri nu neapărat cu un scop. Și aici iarăși mă gândesc la Gabi. Gabi nu face story ca să atragă clienți. Gabi blogger de lifestyle, da? Uh -huh. Și aici sunt mult din așa, Dar eu mă uit dacă chiar e interesantă maniera lui, lor de a povesti. Și, eu Golden Times of Instagram era când Ruxy cu Hans Green și cu Elena Carapici făceau story -uri. Asta era unicul motiv pentru care eu intram pe Instagram și asta era o, cea mai bună doză de, de, content pe care putem să ne -o în ziua și era așa de funny și așa de interactiv și glume și modul de a le spune ei să așa eu iau modul ăsta specific e trist că, e că ei nu mai fac și... dar de ce nu fac cunoști sau nu? Ruc să mai face din când în când. Nu știu, nu știu, eu n-am interacționat cu ei. Dacă vă uitați la acest podcast, mai faceți, vă rog, story. Eu cred că nu se uită. <laughs> Și eu cred. Cam o Da, cam am Nu știu, vrei să, spui, să spun cu ei data acolo? <laughs> eu cred că tu ai mai, mai vrei să continui, <laughs> după ce ai vreun motiv încă, da, da. Eu măcar niște exemple, că vreau să văd, gen, dar tu poți să faci cumva screen record? Dar păi eu nu știu că eu nu le mai dau follow la oamenii ăștia, eu o să încerc să ne amintească. Nu, eu înțeleg, dar nu poți deschizi contul. La nu hai că deschid eu contul, să fac eu screener. Deci, go, măcar un nume. Tani Vander. Tani Vander, eu am auzit numele ăsta foarte des. Nu știu dacă... E cât tău 204.000 de urmăritori. Mm -hmm. Dar și nu ți-a de la Tani Vander. Hm? <laughs> Și te râzi. Eu înțeleg că trebuie să răspund diplomat. Dar răspund din diplomat. Cred că Tani Vandia știe tare bine și face. Eu chiar un public țintă de fete care i învaț fetele cum să pună mâna pe bărbați bogați. Am înțeles. Tu nu, ești, nu te identifici cu publicul lor? Da. Sau și așa n-ai învățat nicăieri la dans. <grijină> nu s-a <-o> primit. <grijină> <grijină> nu s-a primit, Da. Da, obi, două s-au fost rău la tine. Da, taxibilam. <grijină> Sorry. Unu, <grijină> unu. Deci. Să-ți vedem și pune pe epistolez. Atunci când oaspeții cer cookie-tookie în loc de alt desert, da, v-am nutrition. Dani e în fiecare istorie, ok? Da, și în fiecare istorie vedem cât de bune sunt biscuiții ei proteici și eu i am gustat și ei fost oribili și respectiv eu m-am simțit mințită. E ca asta dacă tai pe TikTok? Eu mai negustoși biscuiți proteici, nu am mâncat să în viața scandal. Nu, nu știu, eu nu am gustat, dar eu, de exemplu, eu așa, stil de stories nu pot să înțeleg de ce să-l faci. Gen. Eu anume în momentul lor practic. Eu nu înțeleg aspectul lor practic. El nu este. Tani își vinde unul produsele de magazinul Vander Nutrition, își vinde planul de alimentație cu care se slăbește, își vinde colecția de haine, își vinde de webinarele. Deci, dânsa, este scop. Își vinde produsele. Taip, evident. Apasta... Te, ok. Ne, žinai kaip, ir aišku, 200 tūkstančių followerių reiškia, kad plin, nu, jie kam moldoveni, jis ar ša, ne, o štai. Purastai, jie plačiam. Pati, noi nesandėm, nu ok, sau, pati, tu neište, nu ok. Ne, kres. Ir šaudant, tu ne tai gandit laisvą. Ne, miriau, man gandė laisvą, vadinam. Taip? Taip. Bet jau man akcepta ša, ne, ok, kaip sunku. Da, și mai știu că i-am dat un follow, i-am dat un follow. Um, um, că, tania Coberiță. C, Tania, K. Deci, Capa Tania, K. Cum, Tania? K, Tania, Capa Că Tania, K. Aha. 154 de din... Gruzinca cu caracterul Stalin. Foarte cute fata, dar toate istoriile sunt is atât de pozitive încât de a mami. Și -i pozitiv și -i reclamă și am fost acolo și am făcut și asta și o, oh, mulțumesc Universului că tot e așa de bine și de frumos și că în viața mea se întâmplă așa cum este. Nu, eu vreau să văd cum ți-ai uscat părul și s-a stricat ceva sau nu știu, probleme. Ceva mm. mai autentic și mai mai aproape de mine, că eu, e ca o somă care trece prin diferite situații de viață și nu neapărat mereu mulțumesc Universului pentru tot ce se întâmplă și când asta e la nivel de fiecare zi, asta începe să te deranjează, înseamnă că universul pe tine nu te iubește, ce am pe mine, da? Dacă ea că ei oferă toate oportunitățile astea, atunci nu. Și eu mă încarc cu chestia asta, deși eu nu merit. Uite, tare interesantă chestia asta pentru că în mare parte și ei și oamenii nu pot să înțeleagă și cred că în cazul dat nici tu. Asta e că tu vezi numai și ei și ei alege să vezi. Și eu asta înțeleg și de asta eu nu, nu vreau să urmăresc. Da, dar tu dacă înțelegi asta înseamnă că nu pun întrebarea asta mai mult între tine și dânsa gen. E nu e relevantă dacă tu știi tare... Nu, da, eu înțeles. Tu, pur și simplu, da. De a treilea. mai dăm un ca și top 3 ca să pot face PC-ul așa cum trebuie, cum zis, cu cheniuc și <gri> <gri> treilea om. Um, Olga Zapordei Oh, interesant. Olga Zapordei eu știu. 50.000 de followeri. De ce cu ea, gen? De ce ei e dat în follow? Asta și e prima și unica femeie care a cucerit restul. Sării ori ei îmi par, destul de fake. Da, dă-ne o analiză. Hai ca să nu rămân asta la nivel de părere, știi? Prea gen la nivel de observații poate numi chestii comparative, ceva măcar... Ca Comparativ? Gen, da. Comparativ, eu pot spun că Alina Andriuță e din aceeași nișă, doar că Alina Andriuță postează story-urile într-un anumit fel și pe lângă faptul că ea spune că ea toate chestiile astea o să le aflați la cursul meu, e de o lucță de informații utile. utilă. Uh -huh, uh -huh. Mă ajută cumva să intru în lume. și la dânsa lumea nu e așa de perfect cum încearcă, de exemplu, Olga să o arate. Dar poate la Olga e perfect. Poate la Olga e perfectă. Nu, eu as nu eu în captare cu podcastul ăsta, Vadim. <laughs> Hai să nu publicăm asta. Serios. Băi, da? eu n-am simțit că aveam același vibe și i-am dat unfollow, nu știu. Da, eu înțeleg. eu înțeleg, mine da? mă pui să fac comparații și de compoziții. Îmi place de Alina și nu-mi place când story-urile lui Ola, e tare mult să... să Simte bici. <laughs> Și nu fac oameni care sunt veseli pe stories. Dați-mi un pic de dramă, dați-mi un pic de a, probleme, cum voi ați soluționa problema asta. Iat, eu, de exemplu, am pierdut toate interviurile mele de la una noapte, când s-au stricat hardurile. Și vreau să spun asta pe stories. Sunt uh -huh. Să întreb oameni, nu cum, nu e ca deși la mine așa, cum eu să salvez informația asta utilă? Mai scurt, lumea ideală pe stories nu mai funcționează, da? Nu funcționează. Pentru nu. că un mare val de dar tare mult. Și anumit trendul vine, bine, faptul că americanii în FSU înțeleg, dar rușii, la ruși s-au creat, tu știi foarte bine că Instagram a fost un cult, până a fi blocat în general, da? Acum, înainte de războiul, a fost blocat, practic. Înainte, în timpul războiului, în început. Uh, și erau vedete care făceau efectiv o groază de bani din Instagram. Da. Erau, asta, prin ce se vede că e populară nișa? Pentru că cursuri de Instagram, efectiv, erau foarte multe. Deci de fiecare face cursuri de Instagram și succes pe Instagram. Și majoritatea promovau aceleși formule. Și una din formule, care o cunosc și eu, că ține de marketing, asta e momentul că trebuie să le arăți viața ideală. Trebuie să arăți marketingul și el, dacă să rezumăm tot la două propoziții, asta e comunicarea. Clientul are două stări până la cumpărătura produsului și după cumpărătura produsului. Și atât, uh, uh, saltul ăsta și se numește comunicare de marketing. Tu trebuie omului care încă nu ți-a cumpărat produsul să-i comunici cum el o să devină după ce o să cumpere produsul. Mm -hmm. iată, iată, asta mm -hmm. e tot esența la marketing. Dă un exemplu. Mm, doi posle. Before and after la uh, program de slăbire sau la fitness. Așa. Asta, e cel mai, deci, asta e cel mai bun uh, conținut care este. Am, avut 83 de kilograme acum am 65 datorită programului de slăbire cu tare. E că asta e cel mai simplu ad ever, în general. Da? Comparativ. Dar de regulă, iată, viața asta e ideală și lifestyle-ul, gen cursurile de Amazon, cum s-au vândut în România, cum să lucrezi patru ore pe zi, stând cu picioarele în nisip, pe plajă în bale, da? Adică ți-ai vând viitorul și tu cumperi, nefiind în viitorul și la cumperi, și după asta trebuie să treci anumite transformări datorită programului cursului, da? ca să ajungi acolo. Și ce se întâmplă? Multă lume nu și asumă transformările astea, în cel puțin așa cu amazonienii s-a întâmplat. Slăbit e tot așa. Tu intri într-un program și nu înțelegi că, gen, mulți sunt blocați la nivel de minte. Băi, până la urmă, Amazonul, ce... Amazonienii vândeau business model. Ei ți l explicau cum funcționează businessul, de unde să iei, cum să analizezi, da? Acolo deja e de, de resursele tale, cât depinde, gen, cât vrei să investești, cum gândești tu, care i new hotel la anumite produse, da? Deci, practic, vindeau și mulți nu s-au descurcat cu asta și s-a început un hate. Dar, mă rog, băieții au făcut o treabă bună, pentru că comunitatea lor până acum e activă, știu vreau. Eu am fost la ultima lor offline, Până în pandemie era, da, uh -huh. în toamnă. Şi era vreo 200-250 de antreprenori pe Amazon din România pe care i-au trecut cu ăsta și fac, fac bani. Adică erau și mulți milionari acolo. E interesantă comunitatea. Adică atâta timp cât există oameni... Știi, ne-a plăcut tare fraza lui Thanos. <laughs> în final, când el vine din nou acolo la Avengers...

Dar precedentul este, alții au încercat și le s-au prânit uh -huh. și zice, băi, de fapt trebuie să-ți întoarcă ție înapoi. Dar tu, ce? Și să a lipsă ție? Deși tu n-ai putut, dacă alții au putut, știi? Adică nu-i divină programul. Da, cu educația online sunt multe chestii care sunt așa, cei care vorbești în limita lor și așa și cu cursurile de slăbit tot. Tu vrei, pentru că tu vrei să slăbești, dar tu când vezi și efort trebuie să depuși, dacă mintea ta nu e gata de efortul ăsta, Apoi tu n-ai să slăbești. Și tot îți dai vina pe factori externi, nu pe propria lene sau pe propria nepregătire, știi? Hai să excludem aici cursurile care te obligă pe tine, de exemplu, să nu mănânci o lună, să-ți bați joc de organism. Adică eu mă refer la niște cursuri normale care vă reau programe cât de cât bune. Da. Sau... dar bine, noi ca tare am pornit la altceva, da? Că tu spuneai despre oameni care fac cursuri pe Instagram cea înainte. Da, că viața ideală este unul din lucruri care se promovează foarte activ și asta e și fenomenul care se confruntă la nivel internațional tot Instagram-ul. înțelegi sau nu? Instagram-ul se confruntă groaznic. El a fost interzis în anumite țări, nu mi -a datorită la asta. Copiii se sinucid din cauza asta, că văd în jur numai viața ideală. Da. Ei nu pot diferenția, nu pot vedea diferența între... Ei, pentru că și-ți pare că oamenii ăștia pe Instagram, tipa cu 100.000 de mii de nu striști triști, Sara, Sau nu... Sau poate îi plâng blind că n-au cu cine discuta, înțelegi? Îi poți și mai triști. Ei poți și vai așa mare de dâns. Și pur și simplu au un skill de a prezenta realitatea într-un fel în care camera îl prinde bine și gata. Și atunci asta nu e despre viața ei și nu-i despre dânsa, dar despre un skill care el are bine. Și că e și-au acrutit așteptările astea oamenilor, înțelegi? Și după asta nu știi ce să fac cu ele. Nu, sunt cazuri diferite, eu nu pot spune. Eu tot ce și văd la fetele astea care sunt tipa Instagramiță, tipa influențăriță, pentru mine ni e nici am tot conținutul ăsta. Nici o valoare. Eu am vorbit nu de mult cu Nata Albută, am avut ocazie, discutam despre o potențială colaborare, și ei mie, tot mi-au spus, dar e pe mine de mare un an de când, când avem ocazie, de vreo trei ore am discutat în timpul anului, dacă când avem ocazia să discutăm, pe mine spune, vedem, tu ai așa resurs și așa comunitate, ți i trebuie gen mai social să fii. Și a început asta să învârtesc în cap. Ultima dată când am discutat, ei tot ne-au spus pe în spațiul nostru mediatic, foarte mare lipsa de oameni cu viziune și responsabilitate socială. Tu nu poți, tu nu-ți poți permite, cum zice Spider-Man. Eu îți fac referință la Marvel, Doamne ferește. Tot interviul este despre Marvel și... <laughs> da. Înțelegi că uh, drujelubnii s-a sied, sau cum -a zis acolo, stai că eu am pierdut. A, ah, el spune că nu e posibil, gen, când știi că ai așa forță și nu folosești pentru a apăra oamenii, Gen, mereu este să vinovat pentru că ai tot ceva să oprești, dar n-ai oprit. Așa, așa Spiderman spune, știi? Uh -huh. Și acum când tu ai 100 de mii de follower, când tu vezi așa de mulți oameni sărași, când tu vezi așa de mulți oameni care gândesc negativ pentru că sunt proști și sărași, eu n-as aleg cuvintele, că majoritatea sunt proști, înțelegi? Faptul că o citit o carte acum 10 ani și îl consideră deștept, asta nu e deștept, el tot e prost. El nu se informează la timp, el nu-i dat cu pasul, el nu înțelege, el critică numai uh, toți oamenii de la guvernare, el tot face... asta e prost, om, înțelegi? Pentru că omul deștept, el critică dacă argumente și dacă vin argumente mai puternice, el cedează poziția, el contraargumentează, dar proștii ce o să în față și gata, el sunt bine orgolios. El e important să sunt bine azi. Și atât, aștiind că suntem într-așa un mediu și moldovenii pleacă, să nu vorbești tu, să nu trezești tineri și să nu îi împingi pe dânsii să gândească, eu la tăzi, pe TikTok, eu fiecare zi și la meu comentariu, îi citești cărți. Serios să spun, când văd omul, e și cu pula asta, blea, aici, așa, și eu zic ceva, citește cărți, cu tine nu e interesant să discuți. Eu direct le spun la tăzi. Și cât o să citească din tăți? Nu contează. Eu dacă măcar pe unul să-l la minte și el o să înțeleagă că el e prost, și să iei măcar carte, să o cumpere de pe raț și să o duc acasă, asta dea mai bine. Înțelegi? Dar dacă să fac așa 100 de influențări, tăți, înțelegi? Adică poate să schimbe. Și tinerii, de exemplu, de 18-20 de ani, eu cred că la asta, dacă de 40 de ani ceva ai scrii, nu mai faci el nici și cu tine. Nu faci. Dar tinerii de 18-20 de ani, acolo încă poți. Dar dacă tu schimbi generația tânără care vine peste 20 de ani, noi o să avem cu totul altă societate. Este... Sper. Nu știu. Da, eu tot așa sper. Eu cred că de drept și spun că trebuie de social activ. Dar știi cum? Dar ce să facem? Noi nici măcar nu ne putem întâlni tot să discutăm ce e drept, ce nu e drept, fiecare pentru uh, fundul lui să-i Până așa la urmă este. revenim la aceiași idei care ai zis tu despre. Dorin Galbing spune că te-am văzut într-un interviu și nu dă mențiune. Înțelegi? Adică e că, e de aici pornești tot până la urmă. Că ai forță, ai să-i dai un share de 10.000 de follower de acolo, știi? Sau, mă rog, sau 5.000, nu contează. Știi și mă gândesc, bun, aici eu cu Dorin alea am, am exagerat. El, înainte dată câteva bucăți chiar din interviurile noastre, dacă ții minte la interviu cu Valeria, da. la nu știu care încă o mai fost acolo, uh -huh. el a pus chiar bucățelele din interviu. Uh -huh. Uh -huh. Și eu mă gândesc că aici apare sponsorul la mijloc care spune, Doamne ferește să nu menționez că acolo e alt vin care se promovează. Da, pot și bă, și eu. Și e că aici tot nu-mi place. Nu, tot nu e ok. Sunt absolut de acord. Și noi am mai avut un precedent de asta cu o noapte.

A asta trebuie să de editat. Da, aici asta trebuie să de editat. <laughs> da, cu like -o, o să editează Dacă nu, o să ne uitați, să vă uitați așa. Pentru că unul din principiile la nota 2 este, este editat, înțelegeți? Stai mai departe de microfon, e ok, dragi. Că <laughs> să mă ascultați pe mine astăzi. Bun, haideți să vedem dacă noi putem scoate ceva din interviul ăsta. Din toată discuția asta. Vreți să continuăm sau vreți să terminăm? Nu știu. Păi, deja două de ore au trecut, practic, o oră jumătate. Spune tu. Vrei să continuăm? Eu aș vrea să mai discutăm despre influencer și despre interviu. Despre influencer și interviu. Da. Hai să vedem. Mai aveți trei minute, ne zice Vlaicu. Like a, Gata. ok. un minut. uite aici, noi o să încheiem, dar înainte de a încheia, eu aș vrea ca atât oamenii care o să privească interviul, ăsta, la urmă în comentarii să voteze. Eu acum oficial invit pe Cristina în proiect, proiectul Nota 2 să vină ca host și să dezvolte uh, o altă serie de podcasturi despre relații și despre ajuns, cam mai în scurt, mai mult despre devicii variante. Uh, și vreau acum voi, dacă vă place inițiativa asta, știind și are. E în background ca unul noapte să votați în comentarii și să ne adunăm cât mai mulți ca să o motivăm să apară cu primul interviu eu o urmăresc activ comentariile astea și să da, păi, mă duc să caut și invitați și să organizăm încă un podcast în paralel, iată așa independent, până noi o să unim și noi să facem toți influencerii să fie unul pentru altul cred că până aici a fost, da?